Iată că acum cele două echipe sunt prezente pentru salutul publicului. Sportul Medgidia, Sportul Ciorești, echipament galben-albastru, iar CS Medgidia, echipament albastru-alb. Iată și componența celor două formații. Începem mai întâi cu echipa oaspete, Sportul Ciorești. În poartă cu numărul 1, Burdujel Mihai. 8, Niță Iulian, capitanul echipei. 6, Căpățână Ionuț. 10, Stanciu Florin. 18, Popa Răzvan. 9, Stoian Bogdan. 2, Olteanu Ionuț. 17, Grama Nicolae. 5, Olteanu Adrian. 11, Crăciun Răzvan. Și 14, Leaua Gianni. Antrenorii echipei sunt Militaru Cornel și Ioniță George. Echipa gazdă, Clubul Sportiv Medgidia, începe această partidă cu următorul 11. În poartă numărul 1, Mociu Haralambie. 2, Tenea Teodor. 14, Babu Răzvan. 6, Abibula Ferdi. 3, Antip Daniel. 8, Cuconașul Cristian, capitanul echipei. 11, Ștefan George. 4, Gheorghe David. 20, Banu Adrian. 9, Ciobanu Ștefan. Și 7, Bolojan Petre. Antrenorii echipei sunt Despa Aurelian și Nicu Rudolf. Meciul este condus la centru de Istrate Dragoș din București, ajutat la cele două linii de călărașul Ștefan din Câmpina și Pantilimonescu Constantin din Prahova, observator pentru brigada de arbitri Vratu Vasile din Slobozia și Chiriazic Constantin din Tulcea, observator pentru joc. Lovitura de începere va aparține echipei gazdă CS Medgidia, iată 7 minute peste ora oficială anunțată. S-a auzit fluierul arbitrului. Iată pe Cuconașu, capitanul echipei și coordonatorul de joc al echipei gazdă. Antip pe partea stângă reușește să centreze. Mingea ajunge la Ștefan. Acum Tenea, fundașul dreapta Cuconașu, din nou pentru Ștefan. Olteanu nu a reușit să respingă. Iată-l acum pe Crăciun, este faultat la jumătatea terenului. Grama, Căpățână pentru Stanciu. Acum Stoian. Popa Răzvan a fost la minge. Degajează portarul Mociu. Și Căpățână obține o lovitură liberă. Vă spuneam că în tur scorul a fost 2-2. Echipa din Ciorești este nevoită să marcheze, să câștige această partidă sau să termine la egalitate 3-3, ceea ce este, pare imposibil în acest scor. Dar mingea este rotundă. Gazdele încearcă acum să construiască o acțiune de atac, un atac pozițional. Abibula
pentru Cuconașul, acesta trimite mai departe lui Babu. Și un fault obținut de Banu. Va fi o lovitură liberă pentru CSM Gidia. O echipă care a mai evoluat, după cum bine știți, în ligile superioare ale fotbalului românesc, în Liga 3 și Liga 2. Denea. Și se aude fluierul arbitrului. Lovitură liberă pentru Sportul Ciorești. Două absențe în 11-le echipei noastre. Este vorba de Beniamin Moise, care a plecat în Franța. Și Mănăilă, care este suspendat pentru această partidă la ține de atac a gazdelor. Ciobanu Ștefan nu poate să-l învingă pe Burdujel. Un jucător al echipei Sportul Ciorești este căzut pe gazon. Iată prima șansă de gol în minutul 4 pentru CSM Gidia. Ciobanu din 6 metri nu a reușit să găsească spațiul porții. Formația noastră este însoțită și la acest meci de o inimoasă galerie. Stanciu este trimis în afara terenului de joc. Cred că are acolo la mână o brățară, lucru nepermis de regulament. Iată că a rezolvat problema și a găsit o idee ingenioasă. Stanciu, brățara a fost pusă sub jambier. Atac al formației noastre, Olteanu. O intrare tare a lui Stoian. Și iată un cartonaș și galben. Stoian primește primul avertisment al acestei partide. Trebuie să fie atent. Am recuperat mingea Leaua, nu a încercat să intre în posesie. Stanciu într-un duel cu atacantul echipei gazdă, Ciobanu, și acum vom arunca de la margine prin Stoian. Niță.
grama. L-a pierdut în fața lui Banu și gazdele vor arunca de la margine. Stoian nevoit să trimit mingea în afara terenului de joc. La această partidă este prezent primarul orașului Medgidia, Valentin Vrabie, cel care a reînființat echipa în urmă cu 2 ani, dar și președintele Asociației Județene de Fotbal Vrancea, Dan Dumitru, și președintele Asociației Județene de Fotbal Constanța. Iată o ocazie pentru CS Medgidia. Virgil Lucian este președintele Asociației Județene de Fotbal Constanța, vă spuneam, prezent la această partidă. Omologul său de la Vrancea, Dan Dumitru, acum Niță pentru Olteanu Adrian Stoian. Olteanu este blocat și Sportul Ciorești va arunca de la margine. Lovitură liberă acum pentru Ciorești. Distanță mare față de poarta lui Mociu. Crăciun își așează mingea. Patru jucători de la Sportul Ciorești, în care Crăciun a preferat un șut. Mingea a trecut însă mult peste poartă. A trebuit mai multă concentrare la fazele fixe. Stanciu. Acum Burdujel nu se complică și degajează. Recuperează Stoian, îl are în dreapta pe Olteanu. Acesta trimite greșit cu Conașu. Olteanu, Ionuț, foarte bine a interceptat, însă continuarea nu a fost una reușită. Aruncă acum de la margine Medgidia prin Antip. Din nou Stoian trimite în afara terenului.
câștigă teren ca la Ruibi, echipa gazdă. Acum în tip se pregătește să arunce lung până în careu, nu a executat scurt, însă gazdele au pierdut ușor posesia, aruncă de la margine. Acum Stanciu a degajat Leaua, izolat în jumătatea de teren a echipei gazdă. Gata-l pe Banu, un dribling frumos, pătrunde Banu în careu, centrează la firul ierbii. Stanciu a fost însă atent și a degajat. O cursă a lui Crăciun. Este deposedat și va fi aruncare de la margine. Execută Grama. Abibula. Acum Babu pentru Tenea. Banu. Aruncă echipa gazdă de la margine prin Tenea. Banu într-un duel cu Grama la colțul terenului. Câștigă jucătorul nostru și acum obținem o aruncare de la margine. Am intrat în minutul 15 al partidei. CSM Gidia și Sportul Ciorăști se află la egalitate 0-0 în manșa retur a barajului pentru promovarea în Liga 3. Gazdele au ratat două situații de gol în primele 15 minute. Și se află acum în atac. Sportul Ciorăști acum nevoită să se apere cu întreaga echipă. Cu Conașu. Gheorghe David a pierdut mingea. Olteanu, Ionuț, Niță, Leaua a căzut acolo, a solicitat o lovitură liberă, jocul a continuat. Bolojan pe partea stângă reușește dribling-ul. Bolojan centrează. A reluat mingea cu capul Ciobanu. A șters mingea cu capul Ciobanu. Și iată că echipa gazdă obține prima lovitură de colț a acestei partide. Din nou se arată steagul de la colțul terenului. Minutul 17. Babu Răzvan. Autorul golului este Babu Răzvan. Asistează jucătorii echipei Sportul Ciorăști. Pentru
lovitura de colț acordată. Nu se schimbă cu multe datele probleme. Sportul Ciorăși trebuie în continuare să marcheze. Poate că s-a trezit și galeria echipei gazdă. Bolojan. El cu Stoian câștigă fundașul nostru. Olteanu Ionuț și obținem o aruncare de la margine. Lutorul. Am rezolvat-o. Niță. Acum Stanciu. Nu mai folosi echipa noastră. Aruncă de la margine Stoian pentru Niță. Stanciu acum căpățână. Mingea ajunge pe partea cealaltă, la grama. Crăciun scapă mingea în afara terenului de joc. Gheorghe încearcă să-l angajeze pe Ștefan. Acesta a căzut, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Bolojan, nevoit să întoarcă pentru Antip, acesta acum îi trimite lui Abibula. Mociu, Abibula, Tuponașu. Pasă foarte bună pe partea dreaptă. Ștefan caută pe Bolojan și iată că primește mijlocașul gazdelor un șut și este 2-0. Gheorghe David majorează scorul în minutul 21. 2-0 pentru CSM Gidia. A marcat cu numărul 4, Gheorghe David. Și iată că lucrurile se complică pentru Sportul Ciorăși. Gidia conduce pe Sportul Ciorăși cu scorul de 2-0 și iată că este în continuare echipa care domină. Un rezultat normal după cum s-a jucat până în acest minut 22. A lui Ciobanu și Burdujel respinge în corner.
Execută această lovitură de colț Ștefan George. Boxează Burdujel. Acum cu Conașu. Degajează Stanciu. Izolat Leaua între doi adversari. Păcate, nu reușim să menținem mai mult posesia balonului. Leaua a reușit să centreze, însă acolo nu a fost niciun coechipier. Echipa gazdă în atac prin Ștefan. Molteanu pentru Stoian. Ciobanu nu a mai ajuns la această minge și va fi aruncare de la margine. Gazda are inițiativa. Încearcă să rezolve cât mai repede ecuația acestei promovări și iată, se pare că vor reuși acest lucru. Nu trebuie să fim supărați. Spuneam, FGD-a, o echipă cu tradiție, a mai jucat Liga a doua și Liga a treia. Ne aducem aminte chiar de meciurile cu Unirea Focșani dinainte de 1989, dar și după Revoluție. Atât pe Bolojan. Acum Gheorghe. Ștefan George obține o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, care se anunță periculoasă. Conașu va executa, să vedem ce soluție va alege. Un șut direct spre poartă, stinge Burdujel, apoi Bolojan cu capul nu găsește spațiul porții. Echipa din Medgidia este susținută de Consiliul Local Medgidia. Clubul sportiv
are mai multe secții în componență, cum ar fi handbal, volei, basket, atletism și not. Trebuie însă să menționăm și meritul formației Sportul Ciorești, o echipă dintr-o comună din județul Vrancea cu 3.000 de locuitori, care iată a ajuns să dispute barajul pentru promovarea Liga 3-a, o echipă din Mergidia, oraș cu o populație de 37.000 de locuitori. Adrian Crăciun trimite pe dreapta lui Stoian. Și iată, este prima lovitură de colț pentru Sportul Ciorești în minutul 30. CSM Mergidia conduce cu scorul de 2-0 prin goluri reușite de Babu în minutul 14 și Gheorghe David în minutul 21. Execută Stoian acest corner. Olteanu Ionuț s-a precipitat și a șutat din priva. Căpățân acum grama. În continuare cioroștenii caută drumul spre poarta echipei gazdă, însă fără sorți de izbândă. Este o echipă așezată, CSM Mergidia. Bună circulație a mingii, respinge Stanciu și acum degajează Căpățână cu Conașul. Gheorghe David, acum Bolojan, insistent, extrema stângă. Antip, din nou cu Conașul. Un șut al lui Ștefan de la 20 de metri de poartă. Acum Burdujel reține. Niță. Câștigă foarte ușor toate duelurile baliștii de la CSM Mergidia. Acum Crăciun, Niță.
Stanciu, diagonală pentru Gramă, preluare bună a fundașului stânga. Acum Crăciun nu a reușit să-l dribleze pe Cuconașul. Iată, o pasă excelentă trimisă de Cuconașul. Însă Bolojan comite un fault în atac. Adrian Stoian, Leaua pentru Olteanu Ionuț, este deposedat de Abibula. Foarte puternic fundașul echipei gazdă. Abibula Ferdi, un jucător născut în anul 1995. Țin motoarele jucătorii formației din Mergidia după ce au marcat cele două goluri și sunt aproape siguri de promovarea în Liga 3-a. Ar fi o revenire în cel de-al treilea eșalon fotbalistic după câțiva ani de absență. Tragerea la sorți, perecherea județelor, se pare că nu a fost favorabilă pentru Vrancea. Vrancea, Constanța, Buzău, Tulcea și Brăila, Galație sunt meciurile de baraj care se dispută în regiunea de sud-est. A hotărât Federația Română de Fotbal. Anul trecut CSM Focșani, campioana județului Vrancea, a promovat în Liga 3-a după un meci de baraj disputat împotriva formației Teiul Poiana Teiului din Piatra Neamț. Putem spune că a fost o tragere la sorți favorabilă pentru Vrancea anul trecut, nu la fel și anul acesta. Cu siguranță că multe echipe care vor câștiga aceste meciuri de baraj nu se vor înscrie în campionatul Ligii a III-a, care va debuta pe 25 august. După cum știți, mereu sunt invocate problemele financiare. Nu este și cazul formației din Mergidia. Se pare că și Sportul Ciorești ar fi avut fondurile necesare pentru participarea în Liga 3-a. Din păcate, regulamentul nu mai permite ca echipele care își doresc să joace în Liga 3-a să se înscrie, chiar dacă au pierdut meciul de baraj în urmă cu câțiva ani, se puteau cumpăra retinele de aceste locuri în Liga 3-a.
reluat jocul. A ieșit și soarele aici la Medgidia. Un soare ieșit pe strada jucătorilor echipei gazdă. Iată o primă înlocuire la Sportul Ciolești. Riza Cosmin va intra pe teren, acesta nu locuiește pe olteanul Adrian, care se pare că s-a accidentat. Chiriac de la Ziarul de Vrancea și George Dumitru de la Televiziunea Plus se află și în tribună. A venit să urmărească această partidă. Iată o înlocuire și la Medgidia. Numărul 5, Oldeanu Adrian Liviu. Și a intrat cu numărul 7, Riza Cosmin Vladimir. Voineagu Alex. Schimbare și la CS Medgidia. Îl înlocuiește pe Banu Adrian. A ieșit cu numărul 20, Banu Adrian. Și a intrat cu numărul 16, Voineagu Alexandru. În minutul 40, în continuare, CS Medgidia, Sportul Ciorăști, 2-0. Babu și David, autorii golurilor. Stoian încăpățând la un pas să piară mingea. Niță. Rizea obține o lovitură liberă dintr-o poziție centrală, aproximativ 25 de metri de poarta lui Mociu. Stanciu și așează balonul, experimentatul jucător vrâncean, care a mai jucat la CSM Focșan și FC Panciu. A marcat un gol în partida tur din lovitură liberă. Să vedem dacă va reuși și acum. Dează Stanciu! Și Mociu scoate de sub transversală. Este prima ocazie de gol pentru Ciorești. În minutul 42, Mociu a respins în corner. Stoian va executa această lovitură de colț. Mingea cu capul Rizea prea încet. Iată că Medgidia a încercat să construiască rapid o acțiune de atac. Au recuperat vrâncenii. Stoian, o fentă, centrează în cele din urmă, însă acolo nu se află niciun coechipier. Iese Burdujel la 16 metri și reține. Thank you.
Crăciun pe partea stângă. Nu obține decât o aruncare de la margine. Grama a repus rapid pentru Crăciun. Și va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. Partida este transmisă pe canalul de YouTube Est Media Press. De asemenea, și colegii de la TV Alfa Media Constanța sunt prezenți și transmit această partidă. A recuperat Crăciun, acum Leaua însă a pierdut. Așadar, Constanța se pare că va avea 4 echipe în eșaloanele superioare. Viitor Constanța, Liga 1, Farul Constanța în Liga 2, promovat în acest an. Cernavodă și Medgidia în Liga 3, asta dacă nu se va întâmpla vreo minune în repriza a doua. Au nevoie de 2 goluri cioroștenii pentru a trimite meciul în prelungiri. Vă reamintesc, în tur scorul a fost egal, 2-2. Acum Medgidia conduce cu 2-0. Am intrat în minutul 45 al primei reprize. Minge pentru Voineagu. A ieșit Burdujel și a trimis în afara terenului. Iată un minut de prelungire pentru această primă repriză. Un șut a lui Ștefan. Cu piciorul stâng, mingea a trecut peste transversală. Mulțumiți spectatorii de aici, de pe stadionul Iftimie Elisei. Vom vorbi în repriza secundă despre istoria acestui stadion cu o capacitate de 32.000 de locuri. Și iată, se aude fluierul arbitrului Istrate la pauză. CSM Medgidia conduce pe Sportul Cioreș cu scorul de 2-0 în returul barajului pentru promovarea în Liga 3. Noi vom reveni după aproximativ 15 minute. Am revenit în transmisiune directă cu stadionul Iftimie Elisei din Medgidia pentru a urmări repriza secundă a partidei dintre CSM Medgidia și Sportul Cioreș, meciul de baraj pentru promovarea în Liga 3. Echipa gazdă conduce cu scorul de 2-0 după primele 45 de minute prin golurile reușite de Babu în minutul 14 și David în minutul 21. De începerea reprizei secunde aparține formației Sportul Cioreș. Ultimele 45 de minute în care oaspeții trebuie să forțeze. Trebuie să arate că își doresc să promoveze. Au în față însă o echipă puternică, CSM Medgidia, bine organizată în toate compartimentele.
iată și cele două formații. Sportul Ciorăști poartă Burdujel Mihai, jucător de câmp, Niță Iulian, Căpățână Ionuț, Stanciu Florin, Popa Răzvan, Stoian Bogdan, Olteanu Ionuț, Grama Nicolae, Crăciun Răzvan, Rizia Cosmin și Leoa Gianni. CS Mergidia în poartă, Mociu Haralambie, jucători de câmp, Senea Todor, Babu Răzvan, Abibula Ferdi, un șut al lui Crăciun de la 35 de metri, atent, golkeeperul echipei gazdă, Antip Daniel, Cuconașu Cristian, Ștefan George, Gheorghe David, Ciobanu Ștefan, Bolojan Petre și Voineagu Alex. A mai intrat Peteren și Gheorghe Dumitru. Antrenorul echipei CS Mergidia, Despa Aurelian. Antrenorul echipei Sportul Ciorăști, Militarul Cornel. Iată pe Burdujel nevoit să resping peste transversală această centrare înșelătoare, mingea trimisă de Ținea. Și este lovitură de colț, execută Ștefan. Acesta trimite însă prin spatele porții și va fi repunere din colțul careului de 6 metri. Lovitură liberă obținută acum de Stoian. Suporterii echipei din Ciorăști și încurajează în continuare favoriții, chiar dacă aceștia sunt conduși cu scorul de 2-0. Iată un contraatac în poziție de offside, se afla Bolojan. Stanciu cu o minge de angajament pentru Leoa. Recuperăm prin Grama. Foarte bună pasa lui Grama pentru Crăciun. Acesta a centrat din alergare. Mingea a depășit suprafața terenului de joc. Conașu, coordonatorul de joc al formației din Mergidia, multe baloane trec pe la el. Am recuperat acum prin Căpățână, Niță. Iată o acțiune de atac încheiată cu șutul lui Ciobanu. Acesta cu spatele la poartă a șutat pe lângă poartă. Ciobanu a marcat în meciul tur, a deschis scorul pentru Mergidia în minutul 8. Și iată că este o lovitură liberă pentru CS Mergidia, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Nici cei de la Sportul Ciorăști nu
Nu știu de ce a fost acordată această lovitură. Iată, în cele din urmă, fair play, Ciobanu trimite mingea portarului Burdujel. O eroare îndreptată de atacantul la formației gazdă. Crăciun, Niță deviază leaua foarte bine pentru Rize, acesta are viteză, poate pătrunde în careu, a încercat un dribbling. A recuperat foarte bine Căpățână. Rizea nu a reușit preluarea. Bolojan. Cuconașul pentru același Bolojan. În banda dreaptă. Grama îl împinge și este lovitură liberă. Bolojan este executantul acestei lovituri libere. Aglomerație în careul ciorăștenilor. La colțul lung s-a executat Abibula într-un duel cu Stoian. Este lovitură de colț. Degajat Crăciun. Leao este singurul jucător mai avansat. Mingea ajunge la Rizea. Acesta faultează. De Boineagu. Recuperează Olteanu. Acum Niță își caută un coechipier. Continuă acțiunea de unul singur și iată, finalizează cu un șut. Greu însă să fie învins Mociu. Burdujel, acum Stoian. Rizea. Cartonaș galben pentru Rizea. Acesta a protestat. Trebuie să înțeleagă jucătorii de la Sportul Ciorăști. La acest nivel cu arbitrii divizionari nu poți să îți permiți lucrurile din campionatul județean, acolo unde știm cu toții.
mai flexibile. Stanciu pentru Stoian. Va fi aruncare de la margine. Bolojan pe partea dreaptă a încercat să centreze pentru Cioban. Mingea a ieșit în afara terenului de joc. Niță a alunecat, însă revine Grama și recuperează. Leaua, acesta este golgheterul echipei Sportul Ciorăști cu 23 de goluri înscrise în Superliga Altdorf Training. Însă astăzi nu a reușit să marcheze. Iată-l pe Crăciun, a pătruns Săcareu, a încercat o centrare pentru Rizea, atentă defensiva echipei gazdă. Virgilia poate pleca pe contraatac. Schimbă direcția de joc. Să iată că atacul este temporizat. Bolojan. Construiesc cu calm jucătorii echipei gazdă. Stanciu. Rizea. Și a trimis pe partea dreaptă pentru Stoian. Acesta reușește preluarea, să nu prea are soluții. Iată că îl găsește pe Crăciun. Olteanu, Stanciu învăluie fundașul dreapta, centrează Olteanu, însă Abibula a respins. Iată, a fost un contact acolo în care Stoian a solicitat o lovitură de la 11 metri. S-a fost lăsat să continue. Decajează acum Grama. Iată, discuție cu antrenorul militar. Strate este un arbitru de Liga 1. Iată că la primele proteste l-a și trimis în tribună pe un oficial de pe bancă. Nu știu dacă așa ar fi procedat și cu Șumudică, asta ca să mai glumim puțin. Înlocuire la CSM Chilia. Se pregătește să intre pe teren Ciochină. Schimbare la echipa noastră, CSM Chilia. Ciochină. Ștefan Ciobanu. Îl înlocuiește pe Ciobanu. Ștefan Ciobanu. Și intră cu numărul 19. Ne aflăm în minutul. În continuare, CSM Chilia, Sportul Ciorăști, 2-0. Rezumatul acestei partide îl veți putea urmări pe canalul de YouTube, este Media Press. Iată că echipa gazdă se află acum în atac. Bolojan într-un duel cu Stanciu. Jocul continuă. A
văzut acolo Bolojan, duelul cu Stanciu. Bene a greșit pasă, acum căpățână pentru Crăciun. Are spațiu de manevră mijlocașul echipei din Ciorești. Pătrunde în careu Crăciun și este blocat în ultimul moment de Babu. Crăciun Răzvan, un jucător talentat născut în anul 1992. La tribuna oficială se află și secretarul general al Federației Române de Fotbal, Gabriel Bădescu. De asemenea, cum vă spuneam, Dan Dumitru, președintele Asociației Județene de Fotbal Constanța. Și Cârge Lucian, președintele Asociației Județene de Fotbal Constanța, Dan Dumitru, de la Vrancea, mă scuzați. Rizea nu reușește driblingul. Greu de străpunsă defensiva echipei gazdă. Gheorghe Dumitru. Același. Gheorghe centrează Stanciu, atent. Aș fi vrut să merg, stai să mă. Rizea, între doi adversari, nu obține nimic din partea lui Strate. Teritorială a echipei gazdă. Iată că acum Bolojan nu a reușit preluarea și mingea a ieșit în afara terenului. Pățină. Neaua pentru Popa, acesta este faultat la jumătatea terenului. Niță pe stânga pentru Grama, acum căpățână. Leaua se luptă acolo. Crăciun nu a reușit să controleze această minge, vine din spate Leaua. Bolojan. Cartonaș galben pe care îl primește Popa. Stadionul Iftimie Elisei are o capacitate de 32.700 de locuri. Au fost inaugurat în octombrie 1978. Iată că anul acesta se vor împlini 30 de ani. A fost o inițiativă a primarului Iftimie Elisei. Iată care stadion care îi poartă numele. Complex sportiv are mare componență, un bazin de not. Din păcate se pare că acesta nu mai este funcțional. Un patinoar, la fel, nefuncțional. Dar iată că stadionul din Mergidia, al treilea ca și capacitate din țară,
a prins viață în urmă cu câțiva ani. Acesta era într-o stare mai avansată de degradare. Actualul primar a reușit să remedieze cât de cât aceste probleme și l-a redat în circuitul sportiv. Au fost și câteva meciuri disputate aici la Meci Dia. Au jucat Steaua în 1984, Dinamo în 1989 și Rapid în 1999. De asemenea, Arena a găzduit și câteva meciuri internaționale de tinere. Iată, lovitură de colț a respins Stanciu. La jumătatea reprizei secunde, 2-0 în continuare pentru CS Mergidia, care se îndreaptă spre promovarea în Liga a 3-a. Cerchină pentru Bolojan, acum Voineagu a sărit pe sub minge. Același Voineagu, la 16 metri, îl angajează pe Ciochină. De la Mergidia în aceste momente pasează mingea cu lejeritate. Iată o pasă de angajament pentru Voineagu, aceasta în fața părții. Și Bolojan nu reușește să-l învingă pe Burdujel. Altă echipă din Constanța a promovat anul acesta în Liga 2, este vorba de Farul. De altfel, și alte echipe cu tradiție în fotbalul românesc au reușit în acest an să promoveze în Liga 2. Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj. Dar și o echipă din Bacău, Aerostar, se pare că vom avea o ediție interesantă a Ligii a doua, în sezonul următor. După cum bine știți, campionatul mondial din Rusia este în plină desfășurare. Iată echipa gazdă, acum în atac, Gheorghe Dumitru, foarte aproape să marcheze cel de-al treilea gol, dublează Bolojan. Acum Grama.
Cimentul ăla, sau Progresul, Legidia. Jocul este întrerupt. Un jucător al echipei Gazul este către Pegazul. La un campionat mondial. Ediția din Franța 1998 a fost ultima pentru reprezentativa țării noastre. Să sperăm noul antrenor Cosmin Contra va reuși să formeze o echipă care să se califice, iată, mai întâi în Liga Națiunilor, care va începe din toamnă la primul. Acum este o lovitură liberă pentru Sportul Ciorești. Stanciu va trimite o centrală. Respins acolo un jucător al echipei gazdă și va fi lovitură de colț. Iese și reține portarul Mociu. A repus rapid din mingea, posibilitate de contraatac. Apoi pe Rizia, a venit în sprijin la apărării. În minutul 75, 2-0 pentru CSM Gidia, partida retur a barajului pentru promovarea în Liga 3 împotriva echipei Sportul Ciorăști, reprezentant al județului Vrancea. Iată-l pe Crăciun, șutează din lateral, a respins Mociu. În repriza secundă elevului Cornel Militaru s-au apropiat mai mult de poartă, însă din păcate pentru ei nu a venit golul. Pierde ușor, gata, și faultează.
Neagu, are în față pe Olteanu, degajează Niță, Ninja rămâne în poziția gazdelor cu Conașu pentru Tenea. Acum Bolojanu, foarte activ acest Bolojanu, un jucător născut în anul 1995. Arată, cum se spune, benzile terenului. Mociu își permite să dribleze la acest scor. Iată-l din nou pe Bolojan, lipit de tușă. Conașu pentru Voineagu, acesta este liber pe partea stângă și caută o poziție de șut. Și mingea trece puțin pe lângă stâlpul din stânga lui Burdujel, înlocuire la Sportul Ciorăști. Ionelu va intra în locul lui Voltean Ionuț. Iese cu numărul 2 Ionuță George și intră cu numărul 13 Ion Nelu Ștefan. Și Ciochină nu găsește spațiul porții. Trează Băineacu și același Ciochină nu s-a așteptat. Nu a fost hotărât de ce să lovească mingea cu capul sau cu piciorul. Deci ar fi, cu orice ar fi lovit mingea, ar fi fost o șansă foarte bună de gol. Tot Mergidia în atac. Bolojan este blocat de Burdujel. Iată, în aceste momente se joacă practic la o singură poartă cu Conașe. Ștefan Voineagu cează pe lângă poartă. Suporterii parcă nu sunt mulțumiți cu acest 2-0. Ei mai doresc să vadă goluri. Acum Căpățână, Grama primește Stanciu, din nou Grama. Aruncare de la margine, Ionelu protejează. Nu reușește să-l dribleze pe Popa.
fericit de aceste Medvi Dia. În acest moment scorul este de 3-0. Echipa noastră, CSM Gidia. 81. Ștefan George este autorul golului. A marcat Ștefan George. De la 20 de metri a șutat puternic și l-a învins pe Burdujel. Și la acest scor, vuvuzelele și toba galeriei din Ciorești asigură fundalul sonor. Aici stadionul Liftimii Ilisei. 3-0 pentru Medgidia în tur, scorul a fost egal, 2-2. Cartonaș galben văzut de Gheorghe Dumitru. Se anunță o nouă schimbare la echipa CSM Gidia. O nouă înlocuire la formația gazdă. Ușcașul va intra pe teren. Este numărul 3, Antip Daniel. Acesta îl va înlocui pe Antip. Aplaudat de cei aproximativ 500 de spectatori. Intră pe Andrei. Ușcașul Andrei. Leaua a încercat să șuteze. Putem spune că a fost o comportare onorabilă pentru reprezentanta județului Vrancea, Sportul Ciorești, o echipă înființată acum 2 ani de zile. Acum 2 ani s-a înscris în Liga 5-a. Anul acesta a câștigat Superliga Vrancei fără nicio înfrângere. Aceasta este prima înfrângere pentru Sportul Ciorești în acest sezon 2017-2018. Siguranță că nicio echipă din județul Vrancea nu ar fi putut să țină piept acestei echipe. CSM Gidia. Care de asemenea a câștigat Liga 4 din Constanța. A condus autoritar campionatul, o singură înfrângere. Cele 30 de etape disputate, iată acțiune de atac periculoasă. Ciochin nu a reușit să șuteze, mai întâi a fost
driblingul foarte frumos reușit de Voineagu. Voineagu, un jucător foarte tehnic. Stil brazilian pentru acest jucător care a fost acum la minge. Ne aflăm în minutul 88 al partidei. Să vedem dacă la acest scor vor mai fi arătate și minute de prelungire. Dar CSE Medgidia reușește o promovare meritată în Liga 3-a. Iată pe Crăciun, foarte aproape să rămână singur cu portarul Mociu. Leaua. Momente de joc mai confuze la jumătatea terenului. Cele două echipe parcă așteaptă fluierul arbitrului. Acum vin și încurajările pe care le auziți și dumneavoastră din partea suporterilor Dobroge. Iată, 3 minute suplimentare. Ionelu șutează defectuos. Partea stângă. Șut al lui Ștefan George. Mingea a fost reținută de Burdujel. Sunt ultimele secvențe ale acestei partide. Iată-l pe Leaua, pătrunde în careu. Încearcă golul de onoare echipa din Ciorești. Mingea se scurge prin fața porții. Ionelu nu a reușit să trimită spre poartă, pentru el era această minge. Iată-l pe Pușcașu. Atent însă Grama. Pe
Felicitări formației CSM GDA, îi urăm succes în campionatul viitor al Ligii a III-a. Felicitări și formației Sportul Ciorești, care putem spune că a oferit o replică bună, cel puțin în partida tur. Stanciu pentru Grama. Au ceva mai mult spațiu cei de la Ciorești, Drama, un șut care trece mult peste poartă. Așadar, CSM GDA, Sportul Ciorești, 3-0, golurile au fost marcate de Babu în minutul 14, David în minutul 21 și Ștefan în minutul 81. Arbitrul Istrate Dragoș. Foarte exigent în acordarea acestor minute de prelungire. Felicitări dobrogenilor, felicitări și brâncenilor. Noi vă mulțumim pentru atenție. Intrarea în Liga 3. Sărbătorim victoria!